Aici vă prezint un caz recent prin care putem să vedem cum s-a prezentat pacientul cu situația dată, cu acest zâmbet care nu prea inspira încredere pacientului, tocmai de-aia și decis să facă acest pas, pe lângă faptul că nu putea zâmbi cu încredere, nici nu putea să mănânce. Vedem pe radiografie, de fapt, că lipseau și dinții, măselele, de fapt, cu care putea să facă o masticație eficientă. Și am hotărât o reabilitare cu dantură fixă pe implanturi dentare. În cazul dat am inserat 6 implanturi la maxilar și 4 implanturi la mandibulă în aceeași ședință, iar a doua zi s-au fixat și lucrările provizorii. Cu aceste lucrări provizorii pe care le vedem în imagine, pacientul va sta vreo 6 luni, după care va reveni pentru a se schimba aceste lucrări provizorii cu lucrările definitive.